A plecat în vacanță, dar nu au lipsit nici peripețiile. Nicola ne spune prin ce a trecut departe de casă. Nicola a descris vacanța ideală pentru ea. Artista preferă să stea departe de orașele aglomerate și să se relaxeze. Eu, de fapt, caut nu nebunia din orașele mari, ci așa mai izolat, știi? Mai liniște, mai la țară, să zic. Ce este pentru tine o vacanță perfectă? O vacanță perfectă? Păi trebuie să am așa. Trebuie să am mare sau ocean. Trebuie să am și magazine și plajă, normal, și nu sunt adepta all inclusive, pentru că oricum eu mănânc așa, câte puțin, când vreau, unde vreau, știi? Trebuie să mă plimb, adică să am și obiective turistice, nu să stau așa și atât. Să mă simt foarte bine, na. Și scorpionului stă bine lângă apă, clar. Rața ne-a povestit și care au fost peripețiile pe care le-a trăit în vacanța. Plecam la Barcelona cu copiii, erau mici. Cu o zi înainte m-am dus și mi-am încărcat cardul. Adică am depus o sumă de bani să am și eu la Barcelona. Unu, să vezi, prima chestie care mi s-a întâmplat. Mi-a căzut portofelul în avion sub scaun. Nu știu cum a nimerit acolo. Ok, l-am recuperat pentru că domnul din spatele meu, din avion, m-a făcut atentă și mi l-a înapoiat. Asta a fost o treabă. A doua a fost cea mai tare. Adică a doua zi când am vrut să mă duc să scot bani, pentru că vreau să am și cash la mine, mi-am dat seama că nu merge cardul. Și ziceam, wow, dar stai că mie mi s-au mai întâmplat astea. Și am zis, nu se poate, cum să-mi meargă cardul? Ca să descopăr într-un final, mă rog, ca să nu te mai țin așa mult, că era expirat.